În Consiliul Local al Municipiului s-a discutat din nou ieri despre cardurile de călătorie pentru pensionari. Despre acest subiect, consilierul Florian Velicu a vorbit astăzi într-o conferință de presă. Apariția pe cardurile de călătorie acordate gratuit de Consiliul Local a numelui primarului este, pe lângă faptul că este anormal, eu consider că este și nelegal. Mai mult decât atât, aceeași firmă care ieri a solicitat un aviz pentru desfășurarea activității de autogară în municipiul Giurgiu este tot una cu firma care desfășoară și activitatea de transport public urban de persoane în municipiul Giurgiu și este tot una cu firma care a emis cardurile acestea cu numele primarului pe ele. Florian Velicu a declarat că apariția numelui primarului actual pe cardurile de călătorie contravine legislației privind campania electorală. Ce mi se pare anormal este că aceste carduri cu numele primarului, care este și candidat, încă se mai eliberează. Și asta o spun în cunoștință de cauză, pentru că acum câteva zile a venit o persoană să-mi spun acest aspect, a fost să-și ridice cardul pe care era inscripționat numele primarului. Drept urmare, este și imoral și anormal și contravine și legii datorită faptului că suntem în campanie electorală, iar legislația spune foarte clar cum trebuie să finanțate aceste campanii electorale. Consilierul Florian Velicu a mai explicat că membrii Consiliului au aprobat ieri documentațiile pentru realizarea unor parcări, aceasta pentru că respectivele documentații au fost întocmite așa cum trebuie. Într-o ședință anterioară, aceste proiecte au fost amânate, consilierii atenționând că documentațiile conțin multe greșeli și neconcordanțe.